altă ar prieteni cu voi să canalul Pigeon Roșii. Ne revedem. Am revenit cu un nou episod. Da, pombe este în regulă. Ouăle de la albastră au ciocnit, dar nu o să vi le arăt pentru că îmi trebuie căldură. Au ciocnit. Ce bătă ușul ăsta? Așa, ce să vă mai arăt? Cam violentă. Cam violentă neagră asta. Ăsta în 3-4 zile e și ele. Pui și ori, ia, uite, mâncare și pui. Stoi cu pământul, așa. Amândoi. Ăștia să trebuie să mă uit la femeia. Ăștia să pregătesc și ei să o ouă. Că a venit încă, nu știu ce are. Așa. Dar rușa, uite ce frumoasă e. Eu am pus vitaminele la aici. Văd că mănâncă. Și, na, ce să vă mai zic? Că nu am ce să vă mai zic, deci nu m-am noutăți în voliere. Azi a fost pe afară porumbei, au zburat. Deci, în cam vreo 6 zile, vreo 4-5 zile o să iasă 4 puiuți, primii 2 acolo, și după aia la neagră, aici, la neagră cam vreo 5 zile, cam așa, 4-5 zile ieși ei. Și la albastră, asta mâine, cam așa o să iasă unul și unul nu știu. O să iasă că încă nu s-a spart. Nu, stați să vi-l arăt, hai că tot vi-l arăt. Să nu ziceți că sunt bulangiu. Asta e. Că nu se vede. Dați-l fix aici, spate. Aici. Nu se vede. Și da. Cam acesta a fost episodul. Cu voi este canalul Pigeon Roșii. Ne revedem data viitoare. La revedere.